O nouă acțiune de protest a fost organizată de către un grup de transportatori. De această dată, aceștia au staționat în fața Inspectoratului General de Poliție și s-au arătat nemulțumiți de faptul că oamenii legii împiedică să presteze servicii de transport ocazional pentru cetățenii care vor să participe la protestele antiguvernamentale, relatează TRM.md. Președintele Asociației Patronale Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alex, afirmă că șoferii care transportă pasageri în zilele de muncă sunt trași pe dreapta de oamenii legii pentru încălcări neprevăzute de legislație. Mai mult, de la începutul protestelor din capital au fost ridicate aproximativ 100 de plăcuțe cu numere de înmatriculare. De cealaltă parte, Inspectoratul General de Poliție a respins acuzațiile, precizând că acțiunile de verificare a transportului în traficul rutier este efectuată de oamenii legii pentru a exclude riscurile în trafic. În cadrul verificărilor sunt înregistrate o serie de abateri, de la schimb de motor până la alte încălcări serioase care nu pot fi admise, mai scrie TRM.md.